Discursurile susținute în fața unui public numeros au devenit tot mai necesare aproape în orice domeniu de activitate. Și pentru că la Colegiul Național Decebal din Deva, elevii se pregătesc intens pentru viitoare cariere de succes în diferite domenii, cadrele didactice le creează ambientul perfect pentru a putea exersa. După 2 ani de pauză, ieri s-a redeschis clubul de dezbatere academice în cadrul căruia decebaliștii vor putea să-și etaleze veleitățile oratorice. Trebuie să știți că în școala noastră, cu mulți ani în urmă, a luat ființă clubul de dezbateri Cicero, coordonat de doamna profesor Viorica Ciucianu. A fost primul în județul Hunedoara, atunci a apărut ideea cluburilor de dezbatere, atunci s-a vorbit prima dată de oratorie și am încet clubul a funcționat foarte bine, am participat la competiții. Inițiativa a fost a elevilor din Consiliul Școlar care au solicitat conducerii liceului sprijinul pentru reluarea activității în cadrul clubului de oratorie. Iar tema propusă și modul de abordare a acesteia pot fi luate de către politicieni drept exemplu de bune practici. Suntem aici ca să prezentăm pentru prima oară în școală un club de dezbateri și sunt așa de mulți oameni aici ca să le arătăm cum arată o dezbatere, chiar acum vom face o dezbatere demonstrativă, pe tema acest parlament ar interzice grădinile zoologice. Eu voi fi reprezentantul guvernului și, mă rog, restul echipei mele, iar ceilalți pe cealaltă parte vor fi echipa opoziției și va trebui să convingem audiența că noi avem dreptate. Suntem pregătiți, avem emoții normal pentru că o să fim în fața unui public, dar credem noi că o să ne descurcăm și privim toată dezbaterea asta ca pe un scop, ca pe o provocare pentru a învăța pe copii că este foarte important, sunt foarte importante dezbaterile în viața lor și îi ajută foarte mult să-și dezvolte gândirea critică, îi ajută foarte mult să comunice, chiar să-și facă prieteni mulți și scopul este unul foarte bun și de aceea suntem cu drag aici. Cred că fundamental, dezbaterile simbolizează un element al democrației în care idei contradictorii se luptă pentru a ajunge la un consens. Cred că avem nevoie de dezbateri dacă vrem o democrație sănătoasă și dacă vrem până la urmă o societate sănătoasă. Pentru mine astea sunt dezbaterile. Dezbaterile sunt cumva baza pe care trebuie să ne situăm cu toții și mai ales tinerii. Moțiunea Salvați Animalele a dat posibilitatea elevilor să aducă argumente pentru susținerea protejării vieții pe pământ și participanților la dezbateri să aleagă. Grădinile zoologice le oferă aceste posibilități, le oferă animalelor posibilitatea să trăiască într-un mediu sigur, într-un mediu în care să nu sufere. Scopul principal al grădinilor zoologice nu este educația, nu este conservarea, pentru conservare avem sanctuare pentru animale, avem safariuri și avem medii controlate foarte, foarte largi. În condițiile în care mulți dintre politicieni, cu mici excepții, nu pot susține discursuri libere decât dacă le citesc de pe fițuici, este de apreciat inițiativa elevilor, dar și a dascălilor care au acceptat provocarea.